Aș vrea să discutăm puțin și despre ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Mă refer aici la congresul Partidului Național Liberal, care urmează să aibă loc anul acesta, cel mai probabil, din câte înțelegem noi, în septembrie. Știu că dumneavoastră sunteți și președintele PNL Sector 6 și vreau să vă întreb dacă îl susțineți pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de președinte al partidului, pentru că mi-amintesc că dânsul și-a exprimat public această intenție de a candida pentru un nou mandat la șefia PNL. Da. Deci are votul dumneavoastră de susținere. Da. Dacă va intra în această cursă și domnul Florin Cîțu? Pentru că am văzut că există și discuția aceasta, că ar putea fi chiar doi candidați, de ce nu? Unul dintre ei, chiar nu știu, domnul Florin Cîțu. Mă puneți acum să zic Cîțu sau Orban, sunt colegii mei. Lui Ludovic Orban îi sunt oarecum recunoscător pentru, și pentru cariera mea politică la nivel personal. Pe Florin Cîțu îl stimez foarte mult și mă simt aproape de el și ca mod de gândire și mod de relaționare. Încerceți acum să zic public că mă duc cu Orban sau cu Cîțu, v-am zis că, nu știu, să vedem ce va fi atunci. Dar nu, vă întreb și dacă domnul Florin Cîțu ar fi de asemenea o variantă bună. Pentru Sector 6 să zicem pe Ludovic Orban, dacă ar fi o variantă bună. Și domnul Cîțu și domnul Orban și mai sunt colegi în partid care ar putea să fie variante bune. Știți că partidul ăsta în ultimii ani, de când e Orban, a crescut mult. A crescut mult. Mă uit la calitatea oamenilor din partid, mă uit la generația care a crescut împreună cu mine în ultimii 2 ani la Sectorul 6 și ce politici de resurse umane am promovat, cel puțin la nivel de București, cu președinți precum Violeta Alexandru, Cristian Băcanu, Tianu Burduja, Antonel Tănase, Monica Anisie, sper că n-am uitat pe careva, și Pavel Popescu, adică e altceva. Adică e cu totul altceva ceea ce se întâmplă. Calitatea Consiliilor Generali. Uitați-vă un pic pe cine a dus în Consiliul General PNL pe acest mandat și pe cine a dus Gabriela Firea, da? Cu PSD. Păi a dus nu știu ce, fotbaliști, antrenori, oameni din show business, sindicaliști, dar nu o bază de partid. Nu. Care este, domnule, rolul partidelor în societate? Este rolul de o pepinieră pentru a livra leadership și oameni bine pregătiți. Da? De-aia le avem. Că de-aia pui miniștrii care sunt numiți politic, pui secretar de stat, președinți de agenții și toate funcțiile acestea. Consilieri locali, consilieri generali, consilieri parlamentari. Păi suntem la în lumină. Suntem la în lumină în ceea ce privește resurse umane noi în București față de PSD. Oricând am colegi arhitecți, am colegi avocați, am colegi economiști, am oameni cu experiență în organizația mea și în București, am participat la niște discuții interne, mai ales acum pe chestiunea cu puzzle, care erau wow. Adică nivelul discuțiilor și calitatea discuțiilor din PNL și oamenii care participă la ele este foarte, foarte ridicat astăzi. Adică ce și-a propus Ludovic Orban și cu noi și am contribuit și noi, în acești 2 ani chiar s-a întâmplat. Adică PNL București arată complet diferit de cum arăta în urmă cu 3-4 ani.